Bună seara și bine v-am regăsit. Începe o nouă emisiune UVT TV Online. Eu sunt Dan Carnaș. Iar eu, Roxana Jula, și vă prezentăm cele mai noi informații. Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării l-a avut miercuri ca invitat pe Mihai Șora. Evenimentul dedicat inițial și în mod special studenților de la filozofie și-a deschis porțile pentru toți cei dornici să intre într-un dialog despre filozofie și libertate. Filozoful și eseistul român Mihai Șora, în vârstă de 102 ani, a fost prezent la Universitatea de Vest din Timișoara. El a răspuns întrebărilor adresate de studenții foarte dornici de a intra în dialog. Temele principale abordate au fost filozofia și libertatea. Discuția a mai gravitat și în jurul activităților civice ale societății românești în perspectiva contextului politic actual. Părerea mea este că societatea românească ar putea să implice mai direct în aceste probleme care îi privesc viitorul apropiat și îndepărtat, îi privesc ființa. Are datoria față de propria ființă să se implice în ceea ce e un termen mare denumit politică și care este grija pentru bunăstarea polisului, a cetății, a societății. Retragerea în cuidul propriu și în preocupările mărunte ale vieții cotidiene nu e soluția cea mai bună pentru asigurarea viitorului. Spiritul civic este unul prezent în orașul nostru, Mihai Șora, considerând Timișoara ca fiind un loc în care acesta a luat naștere. În inima mea și în credința mea, într-adevăr, Timișoara e făcută să aibă și să se implice în problemele cetății. Deci să dea dovadă de spirit civic. Și sper că o și face. E o speranță care aș vrea să fie îndeplinită. Și sper să fie îndeplinită. Pe lângă răspunsurile la întrebările legate de filozofie și libertate, filozoful a oferit și sfaturi pentru tinerii de azi. Studenții de astăzi să aibă ochii deschiși spre viitor și să pregătească, să acumuleze cunoștințe și se pune la dispoziția viitorului voința lor de a-l însufleți, de a-l ridica la nivelul posibilităților lui. Nu se nu lase în față un viitor întâmplător. Se lupte pentru un viitor anume care să fie în beneficiu întregii comunități, nu? Și să reprezinte, de fapt, înflorirea posibilităților, putințelor acestei societăți. Evenimentul s-a întins pe parcursul a 2 ore, timp în care amfiteatrul plin a devenit un spațiu al dialogului. Alături de Mihai Șora s-a aflat și soția acestuia, Luiza Șora. Ediția 8-a Salonului de Carte Bookfest Timișoara are loc în acest sfârșit de săptămână. Câteva zeci de titluri vor fi lansate în cele 4 zile, iar peste 30 de edituri așteaptă toți iubitorii de carte. Editura Universității de Vest a început în forță seria de lansări cu un volum de lucrări de licență coordonat de lector dr. Adina Baia. Centrul Regional de Afaceri găzduiește și în acest an Târgul de Carte Bookfest, unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din țară. Prima lansare a acestei ediții a fost cea a volumului Perspective în analiza fenomenului media, lucrări de licență în științele comunicării. Ideea acestei cărți a venit din dorința de a prezenta munca dificilă pe care o realizează studenții la lucrarea de licență. Ne bucurăm foarte tare că această lansare este cea care deschide, de fapt, seria de evenimente dedicate cărților din cadrul Bookfest Timișoara. Ne place mult acest eveniment pentru că el adună la un loc iubitorii de cărți și credem că această carte nu este exclusiv una academică, credem că este una de interes pentru oricine vrea să înțeleagă un pic mai bine ce se întâmplă cu mass media, să înțeleagă de desubturile fenomenului media, ce nu se vede întotdeauna la prima vedere, dar ceea ce este foarte important pentru a înțelege cum funcționează mass media în era digitală.
Ideea acestui volum s-a născut din faptul că de foarte multe ori studenții lucrează mult și serios la lucrarea lor de licență și în calitate de coordonator vedeam cu regret cum după așa de multă muncă lucrarea în sine ajunge într-un sertar sau într-un fișier din computer și rămâne acolo. De multe ori lucrurile pe care studenții le scriu și le descoperă în timpul lucrării de licență sunt foarte interesante. Ele reprezintă pentru domeniul științele comunicării niște cronici interesante ale fenomenului media și am considerat că ar fi o idee bună să adunăm câteva dintre cele mai reușite lucrări în științele comunicării într-un volum comun. 6 studenți cu subiecte variate din jurnalism și relații publice sunt autorii acestui volum, cei mai buni dintre cei buni, care, spunem noi, sunt la debutul editorial. În ceea ce privește continuarea cu un alt volum, părerile sunt împărțite. Deși am foarte mari emoții, cumva parcă am dat de gust și îmi vine să public mai mult. Dar nu mă voi grăbi dacă nu am un subiect cu adevărat important, pentru că, la fel ca și în lucrarea de licență, cel mai important a fost că mi-a plăcut subiectul. Mi-a plăcut cu adevărat subiectul și atunci lucrurile au mers de la sine. Dacă nu mi-ar fi plăcut, cu siguranță mi se părea un obstacol de netrecut. Și așa m-am plâns destul la toți oamenii din jurul meu. Și dacă voi alege să mai public vreodată vreo altă carte, cu siguranță va trebui să mă intereseze cu adevărat subiectul. Pe cont propriu încă nu am în plan o altă carte, dar împreună cu colegii mei de la master și cu doamna profesor Ștefana Ciortea lucrăm la un alt volum, la un studiu de caz, de fapt, la care am lucrat la seminar. Poate, cine știe, începutul acesta, să spunem așa, de grup, să-i spunem, sunt coautor al unei lucrări, va însemna și debutul pentru o lucrare pe cont propriu. Încă nu știu tema, încă nu știu, dar poate dacă aveți idei, mie puteți să-mi dați. Singura condiție pusă la realizarea acestui volum a fost să rezulte un volum foarte bun. Rezultatul a fost unul pe măsură, astfel încât această lansare a avut loc chiar la târgul de carte. Drumul de la a fi în public la alte lansări până la a susține propria lansare pare scurt. Cu toate acestea, pentru a ajunge aici a fost nevoie de răbdare, perseverență și multă muncă. E un vis împlinit pentru noi să ne lansăm cartea aici. În anii trecuți veneam la Bookfest să cumpărăm cărțile care ne plăceau, cărțile care ni se păreau interesante. Veneam să căutăm volume, bineînțeles, despre jurnalism, despre interviu și iată că acum la standul Universității de Vest găsim și cartea la care am colaborat. Este un eveniment foarte important pentru mine. Nu am mai avut ocazia să public până acum nimic și dacă am publicat erau doar articole pe Facebook sau eu știu ce blog. Nu am mai fost la un eveniment atât de important și mă bucur că, nu știu, am fost selectată și că am avut ocazia să fac asta. La lansare au participat și coordonatorii lucrărilor de licență, lectorul dr. Lucian Vasile Sabo și profesorul dr. Marcel Tolcea, care i-au încurajat pe studenții din ani terminali. Și dacă tot veni vorba de încurajat, vă îndemnăm și noi să veniți la Bookfest, să aruncați un ochi peste cartea colegilor noștri și să le dați feedback. Restul nu vă mai spun, o să citiți în carte, așteptăm să și părerile voastre în ceea ce privesc și opiniile și părerile ceea ce privesc lucrările noastre și vă mulțumim că sunteți aici. Fețe din umbră, cu acest nume își intitulează artistul Marius Florescu expoziția de fotografii. Prezent la Timișoara, acesta și-a expus creațiile. Fețe din umbră este conceptul adus de către artistul fotograf Marius Nicolae Florescu pe plaiurile Bănățene. Povestea sa de viață se reflectă în ceea ce el surprinde prin obiectivul aparatului de fotografiat. Arta este scopul său, iar numele expoziției este unul simbolic. Prin urmare, această temă, fețe din umbră, reprezintă, în oricare măsură, o etapă a unui limbaj specific, patologic, psihologic, care întotdeauna reflectă poziționarea personajelor din fiecare imagine, în mod special cele din portret. Iubitor de artă, Marius Florescu, deși orfan, și-a găsit menirea într-un aparat de fotografiat primit întâmplător. Din acel moment, fotografia a fost calea cea mai sigură spre ceea ce este el în prezent. Totodată sunt extrem de încântat că o imagine ca și jocul de culori, caloristic, încadrarea și
unghiurile, dar mai ales personajul lui face respect, care este cel care transpun o imagine aparte. Și astfel încât în spatele fiecare imagine transmite o poveste și un sentiment aparte. În România, din păcate, arta evident reprezintă o latură întunecată, fiind neînțeleasă, neapreciată și, prin urmare, important este că comunicarea între aparat și fotograf este un subiect aparte, un subiect tabu și care întocmai pune în evidență, prin prisma unor imagini pe care mai apoi fac subiectul de expoziție, de fotografie. Marius își iubește țara, iar Timișoara l-a captivat. Viața de artist i-a adus multe satisfacții, atât pe plan național cât și internațional. Palmaresul artistului cuprinde un premiu oferit de National Geographic, dar și o expoziție la Louvre, în Paris. Da, important este să fim optimiști, să ne continuăm atât eu cu ceilalți artiști, proiectele noastre viitor și, de ce nu, să strălucim și să arătăm în același timp un exemplu pentru mulți alții. Creațiile sunt expuse până în 10 aprilie la Galeria de Artă a Primăriei Timișoara. Institutul Francez și Centrul Cultural German din Timișoara ne prezintă a 15-a ediție Cafe Cultur. O săptămână întreagă de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania, România, Franța și Spania. Evenimentul va avea loc din data de 15 până în 21 aprilie. Cafe Cultur ne propune la ediția de anul acesta o săptămână inedită a cafenelelor. Fiecărei zile îi corespunde o țară diferită. Pe parcursul acesteia au loc spectacole specifice țării respective. Transmite exact mesajul Europei de pluriculturalism și plurilingvism, aspecte care se regăsesc foarte bine în structura și în ființa Timișoarei. Mai mult decât faptul că se regăsesc aici în Timișoara atâtea culturi și naționalități și limbi care conlocuiesc, ele o fac într-un mod pașnic și se completează una pe alta. Marin Cactas și Johann Jakob Wurster sunt actori de la Theater Sport Berlin. Cu unul dintre ei, Marin Cactas, am mai colaborat și acum 2 ani. Am dorit să îi readucem în Timișoara tocmai pentru că a fost un show de foarte mare succes care a prins la public și un show cu foarte mult umor. Și ne dorim din nou acest lucru. Cafe Cultură înseamnă și asta, odată cu venirea primăverii, să ne descrețim, să ne dezghețăm. De aceea un show de improvizație teatrală cu foarte mult umor. Așteptările noastre, în primul rând, ca publicul să vină în număr cât mai mare. Ne bucurăm anul acesta, avem și programul dedicat copiilor, Chocolat Culture, și publicul să profite și de faptul că ediția aceasta coincide cu deschiderea sezonului România-Franța la Timișoara, cu o seară franceză specială în 20 aprilie la Reflector. Pentru că publicul foarte tânăr, copiii, sunt un public prioritar, un public care ne este foarte drag la Institutul Francez și în ultimul timp, de fiecare dată, în cadrul unui eveniment mai mare, ne gândim și la copii și organizăm în cadrul evenimentului respectiv și activități pentru copii. Așa cum ziceam, de fiecare dată când avem un proiect mai mare, un loc rezervat la copii, publicul tânăr, de exemplu, Fête de la Musique, Sărbătoarea Muzicii, un alt eveniment pe care îl organizează Institutul Francez, anul acesta va avea și o componentă dedicată copiilor, o după-amiază de ateliere muzicale, un invitat francez. În cadrul zilelor filmului de umor de la finalul lunii iunie va fi o proiecție specială pentru copii în grădina Institutului Francez. Prima ediție care a fost în 2005. În 2005 am pornit la drum cu foarte multe emoții. A fost un succes pentru că pe atunci
în cafenele nu se întâmpla aproape nimic, cafenelele nu erau văzute ca un spațiu unde puteai vedea un act artistic, un act cultural, unde te puteai întâlni cu cultura, arta, cu artiștii, și am constatat că a prins, ideea a prins foarte bine, adică oamenii veneau în cafenele și pentru a se întâlni cu prietenii, abia o cafea și profitau de o piesă de teatru, de un concert de muzică, de o expoziție sau lansare de carte, și de atunci până în prezent se pare că publicul nu s-a săturat, pentru că în fiecare an spațiile în care se desfășoară Cafe Cultură sunt neîncăpătoare. În acest an există și un program dedicat copiilor, Chocolat Culture, ce constă într-un atelier de improvizație teatrală și vânătoare de comori în ciocolată. Cum este să predai în Arabia Saudită în condiții de cenzură, de cărți interzise, taburi culturale, o societate super dezvoltată, dar într-o colivie de lux? Și Europa, care în ciuda problemelor actuale, continuă să fie leagănul civilizației. Un interviu cu lector universitar dr. Sorin Ciudacu de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Catedra de Limbă și Literatură Engleză. Bine ai venit, Sorin Ciudacu, în studioul VTTV. Mi-am propus acest interviu, sau ne-am propus acest interviu, cred că de acum un an și ceva, dar nu s-au legat lucrurile. Acum s-au legat și punctul care m-am zis gata până aici, deci vom face acest interviu, a fost evenimentul de la librăria La Bufnițe, era împreună cu Mircea Dragu, lansarea, discuție despre Nabokov, Visul insomniacului. M-am gândit că discuția noastră ar putea porni de la ceva ce nu se mai discută foarte mult, când ne luăm cu evenimente și lansări și așa, despre profesia de dascăl. Cum este profesia de dascăl? Te simți bine în profesia de dascăl? Daniela, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, am așteptat cu interes, cu nerăbdare venirea mea în acest studio. E o temă extrem de dragă mie, profesia de dascăl. În primul rând pot să spun că eu practic această profesie pentru că asta simt că asta este vocația mea, așa simt eu. Ai putea să faci altceva? Nu cred că aș putea să fac la fel de bine. Da. Un lucru pe care îl faci cu inima și nu numai cu mintea, iese foarte bine, cu siguranță. Și profesia de dascăl, să nu spun de profesor, să nu fac iarăși jocuri etimologice. Intenționat a folosit dascăl, care are o anumită... Da, și este de origine greacă, profesor este de origine latină. Exact. Am avut chiar și o conferință despre cele două sensuri și cele două... Deci vezi ce intuiție am avut. Mă spunem, denumiri ale dascălului în engleză, de profesor și de teacher. Da. Cu două tradiții, este tradiția germanică, teacher, și tradiția, evident, romanică, latină, de profesor. Eu pot să spun că confesez, îmi mărturisesc vocația asta săptămânal. Da. O practic în fața studenților și pot să vă spun că spun și cititorilor și ascultătorilor și celor care ne văd deci în toate canalele, din această profesiune nu se iese la pensie. Exact. Este o vocație. Deci ești profesor, fie că ești angajat, fie că ești pensionar, ești profesor. Și acest lucru nu se uită. Dacă îl facem, cum spun eu, și cu inima și cu mintea. Pentru cei care nu te cunosc sau nu te-au ascultat, se simte foarte tare accentul tău. Chiar asta și vorbeam înainte de emisiune. Limba engleză, cumva, pentru tine este ca o limbă maternă. Da, este. Adică accentul tău se simte ca și cum, într-adevăr, tu nu ai fi. Ai fi un vorbitor nativ de engleză care vorbește limba română. Toate cursurile mele sunt în engleză. Așa. Tot, absolut tot. Și atunci
Te simți cumva că neglijezi limba română sau că ai părăsit-o? Nu. Se poate vorbi în termeni sau este o falsă Eu abordare? Ador limba română. Da. Ador limba română, este limba maternă și încerc să o, cum să spune, să o onorez și să o perfecționez. Sunt un, hai să spunem, partizan al latinismului. Utilizez cu precădere, vocabule de origine latină, fie moștenite, fie neologistice. Și asta este modul, acesta este modul pe care eu, să spunem, onorez limba maternă. Această mobilitatea ta lingvistică nu e doar lingvistică, nu? Înțeleg că între 2011 și 2016 ai predat în Arabia Saudită. Da, în Arabia Saudită. Am fost profesor acolo, la Universitatea Regele Khaled. Cum ai ajuns acolo și cum este sistemul de învățământ din Arabia Saudită față de ceea ce erai tu obișnuit? Suntem noi. Sistemul arab saudit este un fel de calc după modelul american. Însă putem constata și acum să facem un recurs la Maiorescu, la formele fără fond. Da. Adică preluarea unui este sistem. O preluare unei aproape ad literam. Și asimilată această preluare? În literă și nu în spirit, din păcate. Da. Deci nu e asimilată. Nu, pentru că... Și n-ai cum, sunt culturi total diferite. Să spunem, Arabia Saudită crede în calea americană de instrucție. Dar? Toate manualele, absolut toate manualele erau anglosaxone, deci americane sau britanice. Modalitățile de examinare erau americane, curriculumul. Aici avem niște, să spunem, rezerve, pentru că literatura se făcea foarte, foarte cenzurat, foarte limitat din motive ideologice și mai ales religioase. Erau materii care nu se studiau deloc, cum este psihologia sau cum este istoria culturii sau istoria civilizației. Astea erau practic scoase din bibliografie. Da. Pentru că... nu știu dacă este o întâmplare povestită de tine sau de altcineva, poate fac o confuzie, dar la un moment dat nu... cineva într-un aeroport, nu, de intrare în Arabia Saudită, nu, cărți confiscate. Bineînțeles. Și nu numai cărți. Sunt lucruri care nu au cum să intre în Arabia Saudită. Exemplu. De exemplu, băuturi alcoolice, exact, strict interzise, și carne de porc. Și materiale care, într-un fel sau altul, aduc atingere religiei. Religiei, să nu uităm că Arabia Saudită este o teocrație. Există atunci o listă de cărți interzise? Există. Un index librorum prohibitorum. Da. Pe care, de exemplu, nu știu neapărat cine ar fi, ce autori. Dacă există, dar știu că, de exemplu... Poate nu în mod oficial, dar în mod tacit. Da. Nu, în biblioteci nu? Nu, în aeroporturi, nu. În valize nu? Nu. În librării nu? Acum stau să mă gândesc cine ar putea să fie interzis. Sunt interzise cărțile, în primul rând, care nu neapărat autorii, ci cărțile care... Conținutul care pun la îndoială... Exact, care critică foarte mult sistemul. Da. Uite, ar fi fost interesant să avem o listă cu autori. Nu m-am gândit. Sunt Henry unii, Miller. Henry Miller, din motive, să spunem, de senzualitate. Exact, mi-a venit așa. Tropicul
da. Cancerului nu poate da, intra da. Acolo. Hemingway, Hemingway da? culmea, da. Să-ți zic o chestiune care a fost presupunderea mea, Hemingway da. Este studiat, dar da, știi ce este studiat? Este da, studiată novela Bătrânul și Marea. Și spre surprinderea mea colosală, este studiat George Orwell, Ferma Animalelor. Oh, da. Aici nu știu. Oare de ce? Nu știu dacă... Pentru că, de fapt, este o critică la sistemul de, occidental, de fapt. Nu-i pune pe ei în discuție, nu? De da, fapt, dar nu? Orice... Dictaturile, deși și dictaturile și în spațiul lor, dar, practic, acolo nu se pune în discuție nici religia musulmană, nu? Nici sistemul lor politic. Și atunci, fiind o critică acerbă, practic, a lui Orson Welles la sistemul politic european, occidental, atunci e bine primită, nu? O carte scrisă la finele anilor 40, exact. Anunța cu terifiantă precizie ce avea să se întâmple în estul Europei. Exact. Eu am fost... Și acum sunt mirat că acest text este studiat. Însă studenții arabi, saudiți, nu discută foarte mult lucrurile spunem, care ar putea să aducă o atingere sau să facă aluzii la o stare de fapt totalitară. Ok, dar dacă oficial acolo este acceptat, nu? Că sunt cărți interzise, nu se studiază psihologia, etc. Acum dincolo începe dincolo de limbajul de oficial ani, da. Da, și de atitudinea, eu știu, în spațiul public, studenții resimt lucrurile astea ca o cenzură sau resimt ca și cum sunt văduviți de accesul la cultura universală? Puțin realizează acest lucru sau puțin recunosc. Studenții sunt, sunt ținuți într-un fel de bulă de protecție socială. Da. Toți studenții au o bursă în jur de $200, peste $200 pe lună, în fiecare lună. Da. Nu plătesc nimic. Da. Cel puțin la nivelul nu plătesc nimic, BA, cazare sau ce? Cazarea, acum, da. Dacă vor să stea neapărat în oraș, da. Da. Au campusuri? Noi am avut un campus acolo, da. Segregate. Evident, aveam un campus, dar nu era un campus în stilul în care noi înțelegem un campus. Da. Era un campus fără locuințe. Deci erau numai facultățile, laboratoarele, moscheea, clădirile administrative, restaurantul, niște clinici pentru medicină și așa mai departe, dar nu exista în campusul unde am stat eu, unde am lucrat eu, nu existau locuințe. Nici pentru profesori, nici pentru studenți. Majoritatea studenților de acolo făceau naveta. Aha. 10 kilometri, 20, 30, 50, 80 de kilometri în fiecare zi deci, cu mașina. Deci, practic, sistemul lor de învățământ nu-și asumă să-i aducă pe toți la oaltă. Oare de ce? Nu? La oaltă, împreună, înseamnă totdeauna este circulația ideilor, înseamnă... Bineînțeles. Da, exact. Orice masificare are dezavantajele ei. Da. Destupă mintea cumva, adică nu? Oamenii când încep să vorbească studenții erau foarte mult ținuți în trafic deci îți dai seama cei care făceau naveta zilnic, exact. Pentru că prezența era obligatorie și condiția de acordare a bursei era una din condiții era ca ei să posede un attendance, o rată de prezență de 75%. Da. Și studenții erau cointeresați să vină la facultate. Da. Și să avem aceste cursuri, cum mie mi se par normale, față în față.
deși aveam și un sistem de e-learning foarte competitiv, extrem de scump, da, dar care, din punctul meu de vedere, era cam superflu. Uh-huh. Eu însumi cred că adevărata predare, învățământul, trebuie să se facă față în față. Față în față, da, exact. Doar că aplicăm soluția de e-learning în momentul când nu avem altă soluție mai bună. Cum se spune în franceze, faut mieux. Adevăratul proces de învățare, da, predare, învățare, este acela față în față. Exact. Este contactul nemijlocit între profesor și studenți. Da. Nimic nu poate înlocui acest lucru. Înlocui acest, exact. Din punctul meu de vedere. Da. Ok, dacă vrem să folosim și mijloace moderne, auxiliar, da. Trimitem cărți. Exact. Dar nu trebuie să ne bazăm pe așa ceva. Pentru că noi încă suntem umani încă. Și n-am fost înlocuiți de completamente de inteligență artificială. Cine știe când se va întâmpla asta? Se va întâmpla, probabil. La un moment dat. Dar ideea că atâta timp cât avem resurse umane și avem studenți care pot să vină în clasă, da, acest lucru trebuie perpetuat. Exact. Ca profesor venind dintr-un sistem de învățământ european, nu? Și predând acolo, nu cumva te și autocenzurai, practic, ba da, nu? Okay. Ba da. Adică și în limbaj, și în pregătirea cursurilor, materiei de curs, practic, cred că era și n-o resimțeai frustrant această autocenzură și în limbaj, și în comunicare, și în... Era. Numărul de exemple în discursul meu didactic, da, care se refereau la femei, era foarte redus. Da. Din motivele lor. Da? Da. Când vorbeam cu studenții, aveam, de exemplu, interviuri. Nu era recomandabil, ca să nu spun interzis, deci recomandabil, da, era recomandabil să întreb de mamă și de surori. Wow, da. Deci o depersonalizare totală a relației. De nume, da. Și mai ales de numele lor. Da. Parcă era un tabu asupra numelor. Da, da, da. Straniu. Adică, mă rog, asta e o cultura lor, dar e practic o depersonalizare totală a relației profesor-student. Adică au unei relații umane, practic. Ce interesant este că studenții mei aveau, unii dintre ei, încredere mai mare în mine decât în părinții lor. Da. Și mie îmi spuneau dacă aveau prietene. Lucrul ăsta era interzis. N-aveau voie să se destăinuie? N-aveau voie să posede o prietenă în afara căsătoriei. Nu? Ei nu erau căsătoriți. Da, 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 da. Deci, și atunci? Dacă tu aflai lucrurile astea? La mine se închideau. Da, da. Lucrurile. Da. Deci, dar ei, practic, se ascundeau, nu? Se ascundeau de părinți. Da, de părinți. De profesorii ceilalți, de profesorii saudiți. Da. Era un tabu asupra discuției despre sentimente, despre relațiile interumane. Mm-hmm. Oh, da. E cumva orwellian, nu? Că tot vorbeam. Exact. Nu? Cât de... ce straniu, nu? Deci ei studiază acea carte. Cât de paradoxal să studiezi asemenea carte și tu să nu vezi ceea ce se întâmplă în jurul tău. Da, da. Da. Cred că... O altă chestiune interesantă, da, Daniela. Un mergeam pe stradă. Apropo de metafore. Da? Da. Și vedeam case, erau casele tipice, 3 etaje, da, oameni, case opulente, oameni avuți și fiecare fereastră avea gratii. Da. Ce poate fi mai, da, elocvent, da, decât această metaforă concretă, da, opulență și cu gratii și da. Captive. Da, exact. Cumva... Straniu. Da, straniu.
Dar oamenii, vezi, oamenii își, nu pentru că spui că ei nu resimt sau nu spun, nu se plâng sau nu, nu spun lucrurilor pe nume, că da, sunt conștienți de faptul că sunt într-un sistem totalitar, practic, nu? Quasi totalitar. Dar e un, probabil un mecanism ăsta de apărare, da, așa cum nu, cum l-am avut poate și noi în, exact, în regimul, pentru că altfel nu poți rezista unei astfel de presiuni sociale, adică care îți taie, practic, taie demnitatea ta umană. Absolut, practic. Absolut. Adică să nu vorbești, să nu te manifesti, să te autocenzurezi permanent, să... și atunci cumva mintea trebuie să se securizeze, uh-huh, să se apere. Și asta, da, este un mod de... Da, da. Să ne gândim la piramida necesităților lui Maslow. Exact. Da. Studenții odată, mei... mai ales ei, nu? De o dată, nu, exact, cele primare bazal, sunt bazale, nefiind o problemă. Îți dai seama cât de frustrant sunt simte celelalte, demnitatea și, da, și nu mai vorbesc de acest, exact, self-actualization, este practic cel mai e vârful piramidei. Vârful, da, da. Necesitatea, da, de acest autorealizare. Da. Unde sunt? Unde, unde? Da, da. Ce straniu, nu? Avem pe de-o parte Coreea de Nord, da, nu? Unde este un alt tip de de totalitarism, iar aici avem un fel de colivie de aur. Exact. Nu? Colivie de aur. Exact. Unde studenții sunt, da, foarte, foarte, foarte mult stimulați cu bani. Cu bani, exact. Cu avantaje. Exact. Da, da. Joburile pe care le vizau ei erau, da, în administrația publică, în învățământ, învățământul preuniversitar, da, în poliție și în armată. Da. Astea erau joburile pe care ei le doreau. Normal, da, că aveau și un sector particular. Da. În învățământ, în învățământ, trebuie să spun că 2000 de euro este salariul minim entry level la zero experiență. Da. De aici, sau 2000 de dolari, să spunem, nu zicem euro, zicem 2000 de dolari, da, pentru că e mai, poate mai exact. Da? Da. Și de aici pornim, de aici construim. Da. Da. Colivie de aur. Da. Joburile, să spunem, indezirabile, sau mai puțin dezirabile, erau făcute de persoana din Asia. Da. India, Bangladesh, da. Înțeleg că Pakistan, sunt și mulți români acolo care sunt, muncesc. Dar da, nu fac nu așa de... ceva. Da, nu. Da, da. Nu. Românii, precum americanii, precum ceilalți europeni, da, să spunem, sunt în petrol, servicii, învățământ, da, dar au totdeauna un mid-level, da, position, da, sau chiar upper-level position. Da, da, da. Nu sunt... joburile pentru... Da. Nu fac ei așa ceva. Da. Revenind sunt la... foarte bine, da, văzuți, foarte bine, da, plătiți și nu numai în Arabia Saudită, și în Emirate, sunt în Qatar. Da. Da. Revenind în învățământul românesc, că te-ai întors, da, înapoi, nu ai fost tentat să rămâi acolo sau în altă parte? Oferta în prima zi în când am sosit eu era să stau 20 de ani acolo. Eu le-am spus că voi sta maximum 5 și așa am și stat. Da. Am dorit să și vin cum acasă. Și cum te-ai simțit la capătul celor 5 ani? Să spunem, în colivia de aur? Îmbogățit cu o experiență culturală. Culturală. Da. Dar nu ți-ai dorit să rămâi acolo, deși nu, ai nu, putut. Nu mi-am dorit. Da. Nu mi-am dorit. Da. Eu am vrut să vin acasă, vreau să vin în Europa, pentru că sunt un european convins, pur sânge. Da. Da? Și vreau să îmi practic principiile mele umaniste, ceea ce, da, fac eu la universitate aici și ce am încercat să fac și acolo. Da. Cu toate limitările respective, este practicarea unui
învățământ de tip umanist. Când spun umanist, nu mă refer numai la ceea ce predau. Da. Asta este o latură. Da. Dar și la modul în care mă relaționez cu studenții. Predai mine... acum? Ce predai? Acum am, semestrul ăsta am un curs de introducere în studiile germanice. Da. Am un curs de semantică. Apoi am și seminariile respective. Am un curs de istoria culturală a Europei, însă oferit tot în engleză, oferit facultății de informatică, matematică, informatică. Deci, istoria culturală. Și este un lucru pe care îl fac cu mare plăcere. Da. Este un ecou al unui curs pe care l-am ținut mulți ani la Școala de Alte Studii Europene Comparative. Da. Deci, practic, nu fac lucruri extrem de noi. Da. Fac ceea ce am făcut și înainte. Dar simți le faci, da, dar simți că le faci, nu? Adică dacă pui în oglindă ce ai predat în Europa, în Arabia Saudită, practic simți că vorbești pe limba ta. Exact, exact, da. Exact. Cu oameni, da, care mă înțeleg, da, sunt acasă la mine, da, sunt... Deci Europa, da, Europa așa de dezorientată cum este ea, da, aparent, nu? E totuși leagănul civilizației. Fără nicio discuție, Daniela. Da. Nu vreau să fiu taxat drept, hai să spunem, un strict european. Da. Sau un om care laudă fără motiv Europa. Nu. Europa, da, cu toate problemele ei majore, da, este focarul civilizației. Da? Da. Și vedem că civilizația europeană a fost transplantată în America, în Australia și în alte părți, da, în Asia, nu? Și ea este cea care e motorul. Motorul. Și ea este viabilă. Da. Și o altă chestiune. Apropo de cât de umaniști suntem noi, europenii, și nu numai europeni, zicem și cei și americanii. Noi suntem oameni construiți foarte, cum să spun, cu o structură caritabilă. Da. De deschidere către celălalt. Deci eu oricând, da, pot să pariez că tipul nostru de civilizație, nu zic neapărat creștini, dar tipul nostru de civilizație, da, este un, e o civilizație ospitalieră. Da. Care e deschisă. Nu e agresivă. Da, da. E ospitalieră, asta, este umanistă și eu sunt mândru că viețuiesc în ea. Ok. Îți doresc succes în continuare la cursurile tale și sigur ne vom mai întâlni și cu alte, pentru că n-am epuizat deloc. Am foarte multe de povestit. Da, da. Voi scrie și o carte despre Arabia. Da? Tales of Arabia se numește. Și între timp, dacă o să am, să spunem, răgaz, da, și pace și sănătate, o să continui documentarea la romanul meu despre Eternul Feminin. Oh. Scriu un roman despre femei, foarte filozofic și foarte frumos. Și bineînțeles că am proiectele, da, mele... Da. Atunci înseamnă că o să te urmărim și cu publicarea cărților, da, pe care trebuie să dai bice să le... Și cele academice, care și sunt cele mai... Academice. Mai, da, da. Okay. Mai urgente. Bun. Care sunt legate de cursurile mele. De studii germanice, de, da, istoria culturală a limbii engleze. Eu mai mult, da, și cu asta am închei, ce vreau să spun, eu am alunecat pe o paradigmă culturală. Da. Și sunt mai mult un istoric al culturii. Fie că fac istoria culturilor germanice, istoria culturii anglosaxone, vorbesc despre, da, limba engleză, sunt în această paradigmă, alunecat în această paradigmă a, ești în mediul tău, a istorismului, da, cultural. Și, da, și cred în acest, da, lucru. Ok, îți dorim mult succes în continuare și sigur ne vom întâlni și cu alte ocazii, cu alte interviuri. Cu multă plăcere, vin oricând. Ok.
Mulțumesc, Daniela. Mulțumesc. Mulțumesc și UVT-ului pentru această ocaziune. Cu drag. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de data aceasta. Ne revedem vinerea viitoare de la ora 19 cu mai multe detalii. Nu uitați, toate materialele noastre pot fi urmărite pe site-ul www.tv.uvt.ro, atât pe pagina noastră de Facebook, cât și pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim pentru atenție și fiți alături de noi!